Am centralizat rezultatele vaccinărilor pentru luna iulie. Am obținut raportări de la toți medicii de familie din județ. Deși cifra pare și este mulțumitoare de 2006 copii vaccinați, în creștere remarcabilă față de luna precedentă, mai înregistrăm încă mulți copii restanțieri, pentru care va trebui să acționăm în perioada următoare mai susținut, astfel încât să ridicăm procentul de acoperire vaccinală. Potrivit statisticilor, cei mai mulți restanțieri sunt la grupa de vârstă 5-9 ani, majoritatea fără nicio doză de vaccin, după ce o parte dintre părinții acestora au refuzat sub semnătură imunizarea. Mulți restanțieri se înregistrează la grupa de vârstă 5-9 ani, părinți care refuză consecvent vaccinările. Am făcut o statistică. La nivel de județ avem cam 12% din părinți care au semnat că refuză vaccinarea. Sigur, mai există o categorie de copii destul de mare, de cei plecați în străinătate, cei care, deși sunt anunțați, nu se prezintă la vaccinare, fapt pe care noi îl considerăm tot un refuz mascat al vaccinării, adică părintele nici nu-și asumă prin semnătură refuzul vaccinării, dar pur și simplu nu se prezintă. Direcția de Sănătate Publică Suceava a trimis marți o scrisoare Asociației Medicilor de Familie, prin care face din nou apel la mobilizare și derularea unei campanii active de vaccinare antirujeolă. Avem vaccin suficient pentru următoarea perioadă, l-am distribuit în mare parte către medicii de familie, față de care facem din nou un apel pentru mobilizare și derularea unei campanii active de vaccinare antirujeolică. Îi rugăm din nou să facă un efort în mobilizarea acestor copii, pentru că în mod sigur sunt părinți care poate între timp s-au mai răzgândit. Chiar ieri a venit la mine o mamă care cu doi copii și zice: mama, mi-e frică că nu vor fi primiți la grădiniță și vreau să reiau schema de vaccinare, ceea ce pentru mine a fost un semnal pozitiv. Poate sunt mai multe asemenea situații. Într-un apel la protejarea vieții și a sănătății copiilor, Patriarhia Română afirmă că biserica susține programele publice de vaccinare care urmăresc scopuri terapeutice, iar părinții copiilor trebuie să primească asigurări din partea autorităților competente și a companiilor farmaceutice asupra faptului că vaccinurile provin din surse sigure. Biserica susține programele publice de vaccinare care urmăresc scopuri terapeutice. Efectele secundare menționate în prospectele medicamentelor, inclusiv vaccinuri, pot genera ezitări și rezerve ale unor părinți față de administrarea acestor medicamente propriilor copii. Aceste ezitări sunt firești și trebuie adresate și discutate în detaliu cu personalul medical, cel mai în măsură să ofere sfaturi competente și recomandări părinților, se precizează în apelul Patriarhiei. Totodată, Patriarhia afirmă că părinții au responsabilitatea de a preveni îmbolnăvirea copiilor și de a salva viața acestora în caz de boală, vaccinarea copiilor având un rol important în apărarea vieții și a sănătății acestora. În județul Suceava nu au mai fost înregistrate cazuri de rujeolă, iar în cele 7 centre de vaccinare din județ au fost imunizați până acum 23 de copii, cei mai mulți, 10 la Sucevița, 6 la Poinsolca, 4 la Suceava, 2 la Coșna, 1 la Cârlibaba și niciunul la Crucea.